Sosit în această vară la FC Old, golkeeperul Mario Kirev a arătat ca un debutant în Liga a doua, cu toate că în CV-ul lui se regăsesc echipe ca AC Poli Timișoara, Poli Timișoara sau Juventus Torino. Se pare că portarul de 24 de ani nu a reușit să se acomodeze la echipa olteană, deși a venit la FC Old încă de la reunirea lotului la începutul lunii iulie. A jucat în meciurile de verificare susținute de FC Old și a participat și la stagiul de pregătire de la Fundata. La meciul din prima etapă a ediției de campionat 2014-2015, Kirev a clacat. Am făcut meci foarte slab și sunt foarte nemulțumit de la cum jucat și au pierdut meciul cauza mea. Eu sunt vinovat. Kirev și-a cerut scuze față de colegi, însă acest lucru nu a fost suficient pentru ca oficialii echipei să treacă cu vederea greșelile pe care acesta le-a comis în meciul cu Unirea Târlungeni și astfel s-a produs inevitabilul. I-a fost reziliat contractul. Primul gol a fost pe mine și a trecut mingea așa ușor și după am făcut penalti. Ce să mai zic? La meciul pe care FC Old îl va disputa sâmbătă acasă pe stadionul 1 mai în compania echipei FC Caransebeș, antrenorul Dan Oprescu îl va folosi în poartă cel mai probabil pe Mogoșanu.